Oamenii lui Dumnezeu, urmează să citim un pasaj din Scriptură, rămânem în Vechiul Testament, Cartea 1 Împărați, capitolul 21. Paragraful intitulat Via lui Nabot. Predica aceasta este o a doua predică de binecuvântare. 1 Împărați, capitolul 21, versetul 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă mie via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă-sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimitea ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel, ca să o ia în stăpânire. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile, oamenii lui Dumnezeu. Darius și Ani, copiii de ieri, părinții de astăzi. Stimate familie Alasu și Șopț, părinții de ieri și bunicii de astăzi. Acest copilaș a schimbat statutul la câteva persoane de aici. Pe unii a făcut părinți, pe alții bunici. Sigur, dumneavoastră, cel puțin familia Șopț, erau deja. Dragii mei, am intenția să spun o predică pe care am intitulat-o Moștenirea părinților mei. Și predica aceasta are rolul de a responsabiliza copiii să păstreze ce le-au încredințat părinții. Și probabil că se cade să menționez faptul ce le-au încredințat părinții din partea lui Dumnezeu. În fața noastră este un om modest, sărac aproape, dar demn. Un om care înțelege Scriptura, îl înțelege pe Dumnezeu, își înțelege părinții care nu știu dacă mai erau în viață și pur și simplu își permite să intre în conflict cu împăratul datorită unei legi care atunci era în Israel. Legea aceasta, în capitolul 26 din Numeri, versetul 7, spune așa:
nici o moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lor. Nabot nu avea voie să vândă sau să schimbe moștenirea părinților cu o altă proprietate. Nu avea voie. După legea lui Dumnezeu, el era obligat să țină moștenirea în interiorul seminției. Nabot l-a ascultat pe Dumnezeu. În primul rând, a cunoscut cuvântul Domnului. Probabil l-au învățat părinții. Probabil a fost un om studios. Probabil a trăit într-un anturaj de oameni unde se vorbea despre legea Domnului, nu se vorbea prostii. Și omul acesta, când împăratul a venit la el și i-a propus, vreau să-ți cumpăr proprietatea sau vreau să-mi o dai la schimb cu o altă bucată de pământ, unde vrei tu? Și el pur și simplu a spus, nu sunt de acord. Textul biblic nu menționează că nu avea voie să facă lucrul acesta pentru stabilitatea semințiilor și pentru echilibrul lor. Că Biblia nu are rolul să explice ceea ce noi putem învăța citind Biblia. Scriptura menționează lucrurile care interferează cu firul roșu al mântuirii care străbate Biblia de la Geneza la Apocalipsa. Deci, împăratul Samariei a venit la omul acesta pentru că proprietatea moștenită a lui Nabot era lângă casa împăratului și împăratul i-a făcut această cerere, iar Nabot l-a refuzat pur și simplu. Observați că dialogul dintre Ahab și Nabot a decurs într-o manieră foarte politicoasă. Ahab i-a vorbit frumos și nu și-a folosit autoritatea ca să-l intimideze, să-l sperie. Nu, i-a vorbit foarte frumos. Mai mult de atât, i-a făcut o ofertă foarte tentantă, onorabilă. Apoi, când a fost refuzat în mândria lui de împărat, de om care stăpânește peste alții și face ce vrea cu viețile lor și cu proprietățile lor, a schimbat termenii și pur și simplu a fost atât de ofensat încât ca un copil răsfățat s-a dus acasă, s-a culcat cu fața la perete, de zici că s-a îmbolnăvit. Soția lui a sesizat că nu se simte bine și i-a cerut explicații. Când a aflat motivul supărării lui, i-a spus, mă ocup eu de treaba asta. Ahab în Scriptură, pe lângă Ieroboam, sunt cei mai răi doi împărați. Dacă citiți cărțile împăraților și cronicilor, veți constata că oriunde este nevoie să se dea un exemplu de împărat rău, se dă Ieroboam sau Ahab. Nu sunt chiar singurii doi, dar ei sunt în mod frecvent dați ca exemplu negativ. Să nu vorbesc de Izabela, soția lui Ahab, care nu era o evreică. El și-a luat o soție dintre neamuri, ea a fost o prințesă a unui împărat străin, care avea un alt idol, alte obiceiuri, alt stil de viață, ea s-a mutat în neamul evreilor, dar și-a păstrat religia, comportamentul și nebunia. Așa se face că o femeie, care de altfel este o ființă foarte sensibilă, miloasă, pentru că ea va deveni o mamă, femeia asta s-a purtat ca un terorist. Scriptura ne spune că a scris scrisori de acuzație la adresa lui acestui om, l-a acuzat că l-a blestemat pe Dumnezeu și l-a blestemat pe împăratul, a ștampilat cu ștampila împăratului pe care i-a luat-o, nu știu prin ce metodă, a trimis-o la oamenii care reprezentau legea în statul, în suburbia, în locul unde trăia omul acesta, iar aceia, imaginați-vă ce fel de oameni au fost. Pur și simplu au trecut la treabă. Nici nu-ți vine să crezi că niște funcționari, dregători și administratori au știut că ea în scrisoare a făcut limpede, puneți-l în față ca să moară. Puneți doi oameni de nimic să mintă, să-l acuze public. Și pur și simplu n-au zis nimic. Niște oameni corupți, niște oameni fără Dumnezeu, fără caracter, fără inimă, fără scrupule, niște oameni care și-au apărat pielea și familiile pentru că știau că femeia asta e în stare de orice. Nu uitați că Ilie
a intrat în panică, a făcut un atac de panică, pur și simplu și a intrat în depresie când a fugit și a lăsat slujitorul în vale și s-a ascuns undeva într-o peșteră din munte ca să scape de ea. Era o, numele ei inspira groază. De aceea oamenii aceștia au ascultat-o fără să zică absolut nimic. Imaginați-vă ce rău este să ai niște astfel de lideri, indiferent că e vorba despre țară, despre oraș, despre biserică, despre școală, despre orice. Aceștia nu sunt oameni. Nu sunt oameni. Nu poți să omor pe cineva doar pentru că împărăteasa Izabela vrea să aibă toate proprietățile de pe fața pământului. Acest om Nabot moare nevinovat. Doi martori mincinoși se ridică împotriva lui. Și Scriptura spune că dacă doi oameni spun același lucru împotriva ta, ei fiind doi au dreptate. În Noul Testament, permiteți-mi să fac această precizare doar pentru cultura generală biblică. În Noul Testament, Pavel își asumă că liderii bisericii pot fi atacați și ușor se vor găsi doi oameni sau un om să acuze pe un diacon, presbiter sau păstor. Și Pavel spune așa: orice acuzație care se face împotriva unui lider al bisericii trebuie să fie susținută de doi sau de trei martori. De ce? Pentru că e ușor să se ridice cineva. Ați auzit și dumneavoastră tot felul de calomnii aduse slujitorilor. Nu vreau să spun că unele nu pot fi adevărate, dar prima oară când aud lucrul acesta, eu ofer prezumția de nevinovăție unui slujitor. Nu că ei sunt infailibili și perfecți, nu, dar ei sunt cel mai des atacați. De ce? Se acumulează tot felul de nemulțumiri, tot felul de invidii, tot felul de concurențe și e ușor să se ridice cineva și să spună: păi, omul ăsta m-a pupat pe mine, omul ăsta mi-a făcut mie avansuri, omul ăsta m-a furat. Și atunci Pavel spune să fie doi, chiar trei martori, pentru că e mai greu să se pună trei nebuni într-un loc și pe aceeași idee și să mărturisească același lucru. Dar unul, poate doi, se găsește ușor. Bine, fraților, de acum încolo, când veți auzi astfel de calomnii, nu mai le credeți ca niște copii. Întrebați, mai există un martor? Cine sunt martorii care au văzut sau au auzit ce spui tu? Tu îmi spui un lucru care dezonorează pe cineva. Spune-mi, care sunt martorii care stau în spatele la acuzația asta? Îmi dai voie să mă duc să spun la omul ăla că tu mi-ai spus treaba asta? Și o să vedeți că dintr-o dată se face ca semaforul la față și nu mai știe cum să scape din strânsoare. Nu, dar atunci dacă nu-mi dai voie să mă duc să-l confrunt, de ce îmi spui? Să-i strigi reputația? Cu asta te ocupi, nu-ți e rușine? S-a întâmplat de-a lungul timpului că au venit oameni la păstori și le-a spus: cu tare a făcut treaba asta. Și a spus un lucru foarte grav. Și atunci păstorul a întrebat: stai de martor ca să-l chem pe omul ăla și să-l judec? Și a spus: nu. Și atunci eu ce fac cu ce mi-ai spus tu? Eu nu pot să-l chem pe omul ăla, că tu nu stai de martor. Iar peste un an de zile, dacă nu-l chemi, te ridici în picioare la adunarea generală și îi spui: i-am spus păstorului despre ăla și n-a luat nicio atitudine. A? Ia gândiți-vă. Vedeți cum stau lucrurile. E ușor să-ți meargă gura. Dar nu e ușor, în mod legal și public, să iei decizie împotriva unui om, să-l judeci și să-l pedepsești, în timp ce persoana care pretinde că a auzit și știe, spune: eu nu mă bag. Păi dacă nu te bagi de ce, deja te-ai băgat. Sugestia mea respectoasă este să stați departe de astfel de oameni, pentru că o să fiți băgați în poveștile lor și o să vă faceți dușmani și o să vi se strice reputația. Stați departe de așa ceva. Nu aveți nevoie. Dumneavoastră trebuie să vă ocupați cu altceva, nu cu lucruri de genul ăsta. Iar dacă cineva e vinovat, Dumnezeu îl va da pe față. Și când Dumnezeu îl va da pe față, atunci se va auzi și cei care sunt în autoritate vor judeca ce este de judecat, în baza mărturiilor și ale dovezilor, nu după ce se spune în autobuz. Haideți să revenim. Priviți, vă rog, faptul că Izabela are autoritate peste oamenii care reprezentau autoritatea în ținutul lui Nabot. Și omul acesta este ucis. Gândiți-vă că avea și el soție, probabil avea copii, probabil că o fi avut 40 de ani, 50 de ani, n-am de unde să știu vârsta lui. Încerc să-mi imaginez.
Și dintr-o dată moare nevinovat. Nu mai imaginați-vă omul ăsta nevinovat care stă în fața la ăia doi criminali, doi teroriști, doi mincinoși și se uită îngrozit la ei că mint uitându-se la el și spun: tu l-ai blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Și ăsta spune: eu n-am făcut asta. Dar el era unul singur și ceilalți doi. Și l-a omorât pe baza mărturiei lor. Gândiți-vă la omul ăsta care murea nevinovat și nu putea să își dovedească nevinovăția. Pământul ăsta este îmbibat de sânge de nevinovați. Să nu vorbesc de martiri. Pentru că trăim într-o lume unde diavolul îi convinge pe oameni să devină slujitorii lui. Și nu mă refer doar în maniera asta. Dar să plec din peisajul acesta care este sumbru și violent și să revin la ce promiteam puțin mai devreme. Dumnezeul pedepsește pe Ahab. Îl cheamă pe Ilie și îi încredințează o profeție în care spune în 1 Împărați, capitolul 21, următoarele cuvinte. Ilie îi spune lui Ahab: iată ce zice Domnul despre tine, Ahab. Voi aduce nenorocirea peste tine. Te voi mătura. Voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam. Aminteam puțin mai devreme. Și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Ce înțelegeți din afirmația ai făcut pe Israel să păcătuiască? Ce înțelegeți din afirmația ai făcut pe Israel să păcătuiască? Ai prezentat Israelului un model de corupție pe care l-ai legalizat. Ai frânt încrederea oamenilor în autoritate. I-ai făcut să nu mai aibă încredere în niciun slujitor și să se uite cu suspiciune, cu neîncredere, poate cu dispreț la fiecare slujitor. Pentru că tu i-ai folosit pe unii sub amenințarea cu moartea sau cine știe ce fel de amenințări. Și pentru că ai promovat teroarea și minciuna și groaza și pentru că ți-ai făcut dreptate ca un bandit în timp ce ești un împărat ales să conduci țara asta, voi mătura tot ce este al tău. Ăsta a fost sfârșitul lui Ahab. Iar Izabela, știți bine cum a murit, după cum merita. Revenind acum la titlul predicii mele, Moștenirea părinților mei, aș vrea să vă întreb, fiecare dintre noi am primit de la părinții noștri o moștenire, în general bună, nu mă refer la mașini sau case, mă refer la o moștenire prin educație, la o moștenire prin model, prin exemplu personal, la o moștenire prin învățătură. Ce am făcut cu moștenirea aceasta? Dumneavoastră știți că sunt unii copii care abandonează moștenirea părinților lor și direcția casei lor, și renunță la pocăință, renunță la demnitate, renunță la o viață trăită cu respect înaintea lui Dumnezeu și aleg cu totul alte drumuri. Aleg drogurile, aleg relațiile sexuale înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei sau după o căsătorie consumată prematur. Se pretează la tot felul de acte de violență, la un limbaj foarte murdar, vulgar, și pot da o grămadă de exemple, poate nu le-am nimerit pe cele mai potrivite. De ce acești copii au părăsit moștenirea părinților lor? Probabil că părinții lor nu au oferit un exemplu suficient de puternic, dar nu neapărat. Nu neapărat. Însă este prea general ca să putem răspunde la întrebarea aceasta. Răspunsurile pot fi multe, multiple. Însă, aș vrea să ne gândim în ce fel putem trăda moștenirea părinților noștri. Puțin mai devreme vă spuneam că aș vrea să spun ceva generației tinere. Un lucru care mă doare este faptul că bărbații tineri, soții tineri, în mod deosebit bărbații și soțiile lor, dar în mod deosebit bărbații, nu și-asumă suficient de matur responsabilitatea unei familii înaintea Domnului, responsabilitate față de ei înșiși, față de biserică și față de împărăția lui Dumnezeu. Nu se încadrează într-o slujbă în biserică, pur și simplu
așteaptă, patinează așa, așteaptă, nu știu ce așteaptă, trece un an de la nuntă, trec 2 ani de la nuntă și pur și simplu nu-i vezi în peisajul slujirii, nu-i vezi. Nu știu, ai impresia că căsătoria s-a transformat într-o mediocritate pentru ei. Nu înțeleg. De ce așa? Unde-i moștenirea părinților voștri? Asta ați văzut la tații voștri și la mamele voastre? Să vii din când în când la biserică și să nu faci nimic, să stai pe bancă? Unde-i moștenirea părinților? Aici avem exemplul unui om care moare să-și apere moștenirea lui taică-sa și a lui maică-sa. Nu trebuie să te naști în România ca să fii serios cu pocăința. Să mă iertați, nu trebuie. Nu trebuie să nu vorbești engleză sau românește ca să fii serios cu pocăința. Să mă lăsați cu limba, că n-are nicio legătură una cu alta. Seriozitatea de a fi pocăit, demnitatea de a trăi viața spirituală nu are legătură cu limba și nu are legătură cu unde te-ai născut, ci are legătură cu un angajament de om matur care s-a pocăit în mod autentic și care și-a dedicat viața lui Iisus Hristos. Și dacă l-am slujit pe Dumnezeu când am fost băiat, cu atât mai mult după ce m-am căsătorit, când sunt familist, când a apărut un copil sau poate n-a apărut, va apărea în viitor, am mai multă forță în doi decât în unul. Asta înseamnă că căsătoria mea a afectat negativ viața mea cu Dumnezeu. Ce fel de căsătorie este asta care slăbește manifestarea vieții spirituale? Căsătoria n-are un astfel de rol. Dimpotrivă, aici avem modelul unui om care moare pentru ca să urmeze, să păstreze cu demnitate moștenirea părinților săi. A murit ca un martir. S-a uitat îngrozit la ăia doi mincinoși care privindu-l în ochi, cu o nesimțire și cu o brăznicie ieșită din comun, au spus: tu l-ai blestemat pe Dumnezeu și pe împărat. Și a fost bietul omorât pe loc. Putea să spună: îmi pare rău, îmi cer iertare, luați-vă grădina de aici, proprietatea, nu o să mai blestem pe Dumnezeu, nu o să mai blestem pe împăratul, dar a rămas demn. A știut că într-o zi va muri, iar dacă are de ales între a-și strica reputația în fața lui Dumnezeu sau relația spirituală cu Dumnezeu și să mai trăiască 10, 20, 30 de ani, a ales ce a trebuit. Stimați părinți, tineri și nu numai, la mijloc este o problemă de caracter. Toată lumea are daruri. Dar dacă vă uitați în Scriptură, uitați-vă, vă rog frumos, la faptul că Duhul care dă daruri, dă și roadă. Iar roada este dragostea, bucuria, pacea și cele 9 încrengături sunt prezentate până la înfrânarea poftelor. Caracterul este suportul manifestării unui dar. Am mari îndoieli cu privire la oamenii care, indiferent ce slujbă fac, de la predică până la orice vreți dumneavoastră, orice manifestare a unui dar sau a unei chemări, care au performanță în... Nu vreau să zic de prorocie, ca să nu credeți că vorbesc împotriva la proroci neapărat. Predică, muzică, profeție, daruri de nu știu ce, unde nu există manifestare de caracter, unde nu există un caracter solid, unde nu există stabilitate, unde nu există omenie, unde nu există cuvânt, unde nu există siguranță, seriozitate. Frați și surori, orice lucru este discutabil. Poate să predice ca Billy Graham. Întotdeauna slujirea se face pe un postament, se face pe un suport. Suportul ăsta e caracter. Dacă suportul ăsta lipsește, pe oricine îl ia vântul, indiferent că e vorba de predică, de muzică, de prorocie, de orice vreți dumneavoastră, de absolut de orice vreți, de cei care mărturisesc miracole, absolut de oricine, cine nu are caracter, am mari îndoieli că darul pe care îl are sau slujba care o face este de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să vă schimbe pe dumneavoastră prin predica mea, atunci o să mă schimbe și pe mine înainte să spun predica. Dacă nu mă schimbă, ce șanse aveți dumneavoastră să vă uitați la unul care spune de alții să se schimbe în timp ce el n-a reușit să se schimbe? Nici o șansă. Dumneavoastră nici nu auziți predica mea.
în situația în care știți despre mine lucruri care m-ar compromite, să stau aici și să spun ce spun. Asta nu spun, nu vreau să spun că eu sunt un om sfânt, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun altceva. Că suntem uneori așa de naivi, încât suntem impresionați de competențele unora. Competențe care nu sunt asociate cu caracterul. Și suntem ușor de duși în eroare. De ce? Pentru că nu avem niște criterii de evaluare ale slujirii. Și pur și simplu, ca niște copii, suntem impresionați de luminițe, de competențe. Este ușor, dacă ai un dar, să-l manifesti. Poate ai darul să vorbești sau să cânți. Te-ai născut cu el. Dar să ai caracter e un lucru greu. Să te păzești de păcat, să fii un om serios, să ai o familie stabilă, să-ți păstrezi cumpătul când te enervezi, acolo unde trăiești, să ai o reputație bună, să fii respectat. Credeți-mă că lucrul acesta este foarte greu. Iar dacă cineva nu se califică la caracter, mie mi-e foarte greu să cred că se califică prin competențele care le are. Stimați părinți, aș vrea să spun câteva lucruri contemporane sau câteva exemple contemporane prin care cred că ne putem pierde moștenirea. Ne putem pierde moștenirea atunci când acceptăm interpretările liberale ale Scripturii. Aud că sunt persoane în biserică care încalcă regulile bisericii. Care reguli? Diverse, mai ales reguli de vestimentație. Vreau să știți că noi, biserica noastră, am ales să trăim un pic mai simplu și să nu purtăm bijuterii, excepție făcând inelul de logodnă sau verigheta de căsătorie. Fără brățări, fără cercei, fără lănțișoare. Și uneori mai aud că sunt doamne care își permit să vină la biserică cu bijuterii. Ascultați-mă, nu sunteți binevenite. Știu că sună foarte urât, dar nu sunteți binevenite. Dacă nu sunteți persoane încă convertite, vă rog frumos să veniți. Dar dacă sunteți surori, vă rog frumos să vă îmbrăcați decent. Această atitudine, această tendință spre liberalism nu-L onorează pe Dumnezeu. Nu devenim mai sfinți dacă ne împodobim cu lucrurile astea. Oamenii lui Dumnezeu, nu devenim mai sfinți. Nu facem altceva decât să ne hrănim firea, să strălucim mai mult. Mai bine am străluci în neprihănire. O altă metodă este abandonarea integrității personale și practicarea plăcerilor păcătoase. Ați observat cât de mizerabil devine online, platformele sociale sau platformele de socializare? Am observat în ultimile 2 luni că au devenit din ce în ce mai mizerabile și mai josnice. Pur și simplu nu mai poți să scapi de nuditate. De la o pagină la alta numai nuditate, numai de vânzare. De ce? Ce stare de rugăciune, ce integritate mai are o persoană care în mod constant se hrănește cu lucrurile astea? Ce putere spirituală să mai aibă? Ce motive mai are să vină la biserică? Pentru că stimulii noștri, instinctele noastre primare, dacă sunt obișnuite cu stilul ăsta de viață, numai printr-o minune mai putem scăpa din cleștele ăla, din cursa aia a diavolului. Îți poți pierde moștenirea în felul ăsta. Nu vreau să intru în detalii, că subiectul este și greu de spus și greu de ascultat. Îmbrăcămintea decentă sau senzuală. Uitați-vă la evenimente și o să vedeți cât de strânsă este îmbrăcămintea pe oameni. De ce trebuie neapărat să se arate formele corpului unei femei? Doamnelor, surorilor, de ce trebuie să ne terorizați în felul acesta? Nu este, este extrem de neplăcut și dezgustător. Nu este locul potrivit. De fapt, pentru un creștin, niciun loc nu este locul potrivit. Dar uitați-vă, vă rog, că este la modul. Eu nu vorbesc despre biserica noastră. Predica asta nu este neapărat pentru surorile din biserica noastră, ci este o predică din timpul nostru, despre o tendință care pur și simplu risipește moștenirea părinților noștri.
Uitați-vă la liberalism în închinare. Probabil că nu călătoriți mult. Probabil că nu aveți obiceiul să vă uitați și în alt fel de biserici, și în multe alte locuri. Și o să vedeți ce manifestări care nu ajută pur și simplu. Sunt pentru fire, sunt pentru reclamă, sunt pentru praf în ochi, dacă îmi permiteți. La ce mi-ar folosi mie să fac niște fum roșu acum și eu să ies din fumul ăla roșu ca... S-ar vindeca un bolnav că ies eu din fumul ăla roșu? Sau albastru? S-ar pocăi cineva că ies eu din prăfăraia aia? Nu, dar atunci de ce să fac asta? Păi eu de acolo vin. Stil de viață lumesc. Pavel spune, când sunt între voi certuri, dezbinări, partide și dă o grămadă de exemple. Asta e o pierdere a moștenirii. Lipsa vegherii și a rugăciunii. Este o altă posibilă manifestare a pierderii moștenirii părinților. Aduceți-vă aminte de omul ăsta care a plătit cu viața. Nu dau moștenirea lui tata. O să mori. Trebuie să mor odată. Legalismul și formalismul. Materialismul. Știți ce spune Pavel? Iubirea de bani e rădăcina la toate relele de pe pământ. Noi toți avem nevoie de bani și banii nu sunt răi, dar reacția noastră față de bani poate deveni rea. Lipsa disciplinelor spirituale, citirea Bibliei, rugăciunea, postul. Oameni dragi, fără o zi de post pe săptămână, cum o să reușim cu avalanșa aceasta de indecență, de vulgaritate și de nuditate să ne păstrăm echilibru, demnitatea și onoarea de bărbați credincioși și de femei credincioase? Cum? Dacă nu postim măcar o zi pe săptămână, dacă nu ne facem timp din când în când să petrecem 5, 10, 15 minute, poate mai mult de rugăciune, cum vom reuși să nu dăm curs la pornirile din carnea noastră, nu din altora? Relativizarea adevărului. Relativizarea adevărului sau deconstructivitatea adevărului, cum se spune într-un termen tehnic, se referă la faptul că nu mai există absolut. Totul este relativ. Relativismul moral, adică Biblia, nu mai deține adevărul absolut. Nu mai poți să spui așa spune Biblia, dar ce e Biblia ca să spui asta? E ca și cum spun, păi așa scrie New York Times. Și ce dacă scrie New York Times? Ce cu asta? E un ziar. Nu, nu e un ziar, ăsta e un reper. Nu e, domne, niciun reper. Așa se spune astăzi despre Biblie din punct de vedere al postmoderniștilor. Postmodernismul e un subiect complex și e foarte greu de înțeles. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că este o filozofie care spune că nu există adevăr absolut. Adevărul este că dacă ar fi cinstiți, cum spun ei că nu e adevăr absolut în timp ce ei spun că există adevăr absolut când spun că nu mai există adevăr absolut? Când ei spun nu mai există adevăr absolut, înseamnă că există adevăr absolut, că ei spun asta ca adevăr. Deci numai ei pot spune adevăr absolut. Noi nu mai putem spune adevăr absolut. Noi tot ce spunem e relativ. Adică e adevărat pentru tine și pentru tine și pentru mine, dar nu e valabil pentru toată lumea. Nu mai există valabil pentru toată lumea. Mass media este platforma care promovează această ideologie. Această ideologie spune că adevărul și realitatea nu există. Toate acestea este doar în mintea mea și în mintea dumitale. Că dumneata poți să crezi ce vrei. Această stare de lucruri influențează masiv generația tânără, pentru că ei nu au o zestre în spate pe care oamenii mai în vârstă o au. Cei care vin din comunism, cei care au trecut prin sărăcie, cei care au ajuns aici fără drepturi, fără limbă, fără oportunități, nerecunoscuți legal, au trecut prin niște experiențe teribile care i-a învățat ceva. Oamenii nu mai sunt așa de ușor de păcălit. Experiențele lor stau împotriva la aceste dulcegării. Teza majoră a postmodernismului presupune negarea adevărului obiectiv. Lumea postmodernă devine astfel o lume a adevărurilor multiple și a moralelor
alternative. Am citit despre un experiment pe care l-a făcut un psiholog american, Gabor Mate, dacă vreți să citiți despre el. El, pentru câteva zeci de ani, a făcut un experiment cu adolescenți cu vârstele cuprinse între 14 și 20 de ani. Și la sfârșitul acestui experiment, care a fost foarte lung, pe un eșantion mare de oameni, a ajuns la o concluzie pe care a publicat-o. Și a spus că cel mai grav lucru pentru un tânăr este să se detașeze emoțional de familia de origine. Doi, să se detașeze emoțional de biserica în care a copilărit. Sunt trei lucruri care ne dau nou echilibru: familia de origine, biserica și cultura pe care o avem din casa părintească. Aceste trei lucruri ne dau identitate. Dacă aceste trei lucruri nu mai există, pur și simplu noi nu mai stăm cu picioarele pe nimic, suntem niște avioane umane care oriunde am merge e direcția bună, orice am face e comportamentul corect. Omul acesta spunea că adolescenții, când ajung la vârsta adolescenței, încep să se formeze mintea de adult, bărbățel, și începe să apară criza de identitate și vor să treacă de sub autoritatea părinților, sub propria lor autoritate, să ia decizii personale și să facă ce cred ei că este bine. Ei bine, copiii întreabă: ce-au făcut părinții pentru mine? Am întâlnit și eu foarte mulți tineri care au spus: ce-au făcut părinții pentru mine? Păi în primul rând mi-au dat viață. Nu ți se pare că ăsta e un lucru important? Ți-au dat un nume. Ți-au dat un brațe care te-a cărat cel puțin în primii 2 ani până ai început să mergi, să vorbești. Ți-au dat mâncare. Tu nici nu ai nicio impresie cât i-ai sâcâit pe oamenii ăia. Niciodată nu o să înțelegi decât atunci când vei crește un copil. După ce crești un copil, vin o să mai vorbim. Până atunci e normal să nu înțelegi. Am observat mame care încearcă să-și masculinizeze băieții mai mult, spunându-le că ei nu e indicat să plângă, că ei nu sunt fetițe. Eu am tendința, uitându-mă la nepoții mei care trăiesc în puf, să îi expun un pic la o viață puțin mai umană, adică nu mai umană, mai reală, adică un pic să aibă câte ceva de făcut, dar intenția de a crește băieți fără să le dai dreptul să-și exprime emoțiile, asta va deveni un stil de viață și când vor deveni adulți, nu vor împărtăși cu soțiile lor ce simt, ce cred și prin ce stări sufletești trec. E adevărat că bărbații sunt niște persoane mai puternice, au un alt statut, au o altă configurație, chiar un alt scop în viață, dar și bărbații sunt oameni. Și ei obosesc, și ei au nevoie de validare. Dacă creștem niște bărbați, niște băieți foarte duri și foarte introvertiți, care sunt învățați că e rușine să-ți exprimi emoțiile, să știți că lucrul acesta este exagerat și nesănătos. Băieții trebuie să împărtășească cu părinții lui ce simt. Trebuie să împărtășească cu părinții lor. Lucrul acesta le dă stabilitate și învață că nu-i rușine să spui că te doare măseaua, să spui că simți lucrul acesta, că vrei lucrul acesta. Asta nu înseamnă că tot ce vrei și simți trebuie neapărat să se împlinească. Dar e normal să ai un anumit grad de intimitate cu mami, cu tati, să împărtășești cu ei. Nu să te ascunzi că ești bărbat. Și dacă ești bărbat, ce? La fel o să faci și cu soția, dar la o scară mult mai înaltă. Închei spunându-vă faptul că am auzit și eu, ca și dumneavoastră, învățături care sunt oferite de oameni care nu stăpânesc nici termenii, nici semnificația lor și vorbesc despre lucruri care nu sunt așa cum le spun ei. De pildă, ei spun că copilul are personalitate. Oameni dragi, copiii n-au personalitate. Copiii au temperament. Copiii n-au caracter.
cu temperamentul te naști. Este zestrea genetică. Dar personalitatea e formată din temperament, zestrea genetică, și e formată din zestrea dobândită, adică din obiceiurile pe care ți le formezi în viața, în copilărie, spre adult. Un copil nu are personalitate. Să nu mai acceptați lucrul ăsta. Și un copil nu are caracter. Caracterul ți-l formezi atunci când îți formezi obiceiurile. Asta nu se întâmplă în primii un an, doi, trei, patru, cinci. E bine să știm lucrul acesta. Pentru că în felul ăsta, vă întreb, cum ar repara un mecanic o mașină dacă n-ar avea nicio idee ce se află sub capotă? Și ar fi prima oară când el ridică o capotă și se uite la un motor. Ce ar ști să repare? Mă gândesc că probabil că ar reuși să-l strice. Dar să-l repare, nu. De ce? Pentru că nu înțelege cum funcționează. Dar atunci când înțelegi cum funcționează, ce rol are pompa asta? Dar containerul ăsta cu lichid, dar cureaua asta ce rol are, dar furtunul ăsta, când înțelegi toate lucrurile astea, atunci e stăpân peste motorul ăla, e stăpân peste el. Orice cunoști, stăpânești. De aceea e important să înțelegem lucrurile acestea, deși adevărurile acestea nu sunt neapărat esențiale. Închei spunându-vă următorul lucru. Oameni dragi, dacă de-a lungul istoriei, o istorie de 2000 de ani, creștinismul a fost predat din tată în fiu, din tată în fiu, și fiecare fiu când s-a făcut mare a luat Biblia personal și a văzut că tata și mama au avut într-adevăr dreptate, de ce să acceptăm noi să devenim generația care părăsim moștenirea părinților noștri? Părinții noștri nu s-au rugat bine, n-au stăruit bine, n-au trăit o viață simplă bine, ci pur și simplu acceptăm tot felul de legalisme sau de liberalisme pe care ni le oferă alternativele sociale sau religioase, părându-ni se că o să devenim mai spirituali. Am ales modelul acesta al lui Nadab ca să vă spun că el a fost un om fidel familiei lui și părinților lui în care a avut încredere. Probabil au avut niște părinți pe care i-a respectat, în care au văzut chipul lui Dumnezeu. Iar când a trebuit să-și protejeze moștenirea, și-a protejat-o pentru că părinții lui au meritat să aibă atitudinea aceasta. Vă încurajez, băieți și fete, bărbați și femei tinere, frați și surori, luptați-vă pentru moștenirea lui Dumnezeu.